vreau să mulțumesc faptului că am avut ocazia să, mă rog, că m-ai invitat la tine în emisiune și că au avut efect acele emisiuni, să știi. Zici tu? Au avut mare efect, da. Uite, acum părinții, să știi că au luat atitudine și aș vrea să ia atitudine și profesorii excepționali din această țară, să revadă acele emisiuni și să ia atitudine și să ceară evaluarea profesorilor. Uite, să nu aici... mai accepte profesori de 5, de 6. Aici că, vroiam să vin, Dana. Am intrat pe strada, pe care vroiam să te duc eu, dar m-ai luat-o de mână și m-ai dus pe ea. Tu ai văzut rezultatele, din subiectele și ulterior rezultatele deocamdată de la capacitate? Da. Ai văzut că la țară, spre exemplu... Copiii aceștia nu au făcut școală. Bă, da, 4 din 10 să nu ia media 5? Păi dacă nu au făcut școală. Victor nu a făcut școală, de 3 ani nu se face școală deloc. Păi și atunci ce-i dau mă leafă lui profesor? Și atunci de ce-i dau leafă lui profesor? Lua, și de ce eu măresc? Eu am explicat 1000 de ori. Eu am explicat 1 milion de ori. Mare, domne, domne! De mâine predați 35 de ore, se dublează salariul. Se dublează salariul. Pentru că e nevoie de jumătate din profesori. Adică de care? De aia buni. 8, 9, 10 la titularizări. Gata! Este o soluție simplă. E de mâine. Bă, de mâine. Bă, din toamnă, din septembrie se poate face asta. Dar nu se vrea. De ce? Pentru că profesorii de 8, 9 și 10 nu halesc nici măcar legile educației, pentru că sunt o mizerie pentru sistem. Pentru că profesorii de 8, 9 și 10 nu halesc parandărătul. Profesorii de 8, 9 și 10 nu halesc pilele băgate cu 2, 3, 4 pe posturi. Nu halesc mizeria din sistem. Nu halesc sindicaliști. Nu halesc liderii sindicali care sunt plătiți cu 6.000 de euro pe lună. Nu halesc asta. De ce? Pentru că sunt profesori șmecheri, de-aia. Au 8, 9 și 10 la evaluare să se străduiesc. Sunt profesorii care țin și au ținut cât de cât școala asta pe umeri. De-aia am dat exemple pozitive de școli și de licee din țară. Păi uite, ăsta e rezultat. Nu e de vină elevul. Ce vorbești, mă? Păi da, profesorii șmecheri, cum reușesc, mă, să aibă elevi excepțional? Cum reușesc profesorii șmecheri? Vă spun eu. Sunt buni. Știu să predea. Câți profesori nu te pun să copiezi lecția în clasă și stau pe TikTok? Vă spun eu. Câți? Păi da, și știi care a fost... Peste 100 de mii, peste 100 de mii din cei 280 sau cât sunt. Și știi care a fost... Rețineți procentul. Și știi foarte bine care a fost soluția de închidere a grevei, da? O soluție egalitaristă. S-a dat la toată lumea câte ceva. Da. Un soi de 1000 de lei de căciulă, nu mai știu ce, și prime de joc de 2 ori bani să-ți iei rigle și carioci. Nu există așa ceva nicăieri pe globul pământesc. Păi și în Franța, și în Marea Britanie. Bă, dacă un prof... Dar nu există că e evaluat în fiecare an. Și psihologic, atenție. Și în toate felurile. Că așa e normal să fie evaluat în fiecare an, cum și elevul e evaluat în fiecare an. Nu în fiecare an dă examene, etc. Ca să treacă clasa, nu? Profesorul nu dă nimic. Gata, pac. Dana, îți dau un exemplu. Concret, o să-mi fac o grămadă de prieteni cu exemplu ăsta, dar ți-l dau. Există și nu e sigur că asta, dar de unul știu eu sigur. Există în județul Mehedinți, nu mai știu dacă la Orșova sau la Drobeta, Turnul Severin, un liceu în care de vreo 15 ani de zile n-a luat nimeni niciodată bacul. Reține ce spun, că nu vorbesc prostii. Da. Nimeni niciodată. Deci 100% procent de picați la bac. Își justifică rațiunea, unitatea aia de învățământ cu cadrele didactice care îl populează. Afară toată lumea. Afară toată lumea. De ce? Băi, să nu treacă unul, mă, în 15 ani? Da. Păi, dar asta e... Adică, noi știți care e problema cu noi? Noi stăm în București. Și noi avem senzația că București e centrul universului și că ce se întâmplă în București e valabil peste tot în țară. Nu e așa. Nu este așa. Păi, voi credeți că... Și este valabil și în cazul Ministerului Sănătății, cum este valabil și în cazul Ministerului Educației. Păi voi credeți că ministrul știe ce e în țara asta? Că ministrul știe ce e prin inspectorate? Nu. Dar el nici nu trebuie să știe. De ce? Păi nu de-aia a fost adus. El a fost adus că a hotărât Gică și Culică să-l pună în funcția respectivă și cu asta basta. Habar n-are sistem. Habar n-are ce se întâmplă într-adevăr în sistemul de educație. Păi... Că doamna Deca, da? Nu am nimic cu el, trebuie, a pus o hoc, asta e. Ea nu poate să-mi răspundă mie, atenție, din poziția, eu sunt părinte, atât. Eu ca părinte, dacă o întreb pe aia 5 întrebări, ea nu știe să răspundă la ea. Despre sistemul de educație. Și e ministrul educației. Ministrul educației.
Păi vrei să spun, vrei să spun ce enormitate a scos azi ministrul educației pe gaura gurii? Da. Elevii au venit la examene cu camere microscopice. Bă, ministrul educației nu are noțiunea de microscopic. Este ministrul educației. Ministrul educației de la Pepsiglas la microscopic. Da. Am trecut de la Pepsiglas la microscopic, asta am făcut. Aha. Ne-am oprit puțin, sau ne-am oprit puțin din asta cu domnul Câmpeanu și după aia am trecut repede, care de-aia a fost și mătrășit. De la legile, să... de la legile care de la este legile o garanție educație. Pe viitor, cum, e, cum zicea domnul Pepsi. Bineînțeles că de la asta a fost mătrășit direct, mătrășit, cum vă spun eu, acest ăsta-i cuvântul, mătrășit, punct. Păi de-aia da. A fost mătrășit domnul Câmpeanu. Păi da, dar Câmpeanu măcar... Nu o să spună niciodată că ăsta e sistemul, așa funcționează sistemul, tăcem până murim, dar el a fost mătrășit pentru ca aceste legi să treacă. Și mă rog, nu care sunt o nenorocire pentru sistemul de educație din România, o nenorocire. Și ți se pare că vechile legi ale educației care se, mă rog, se abrogă până intrarea astora noi în vigoare erau vreo lumină? Sau că s-a făcut vreo educație în ultimii 30 de ani în țara românească de adevăratele? Hai pe bun. Păi nu, dar atenție, atenție, nu, oricum erau mai bune, dar atenție, nu se, nu, nu se respectau, nu se aplicau, dar prin noile legi ale educației suntem aliniați sistemului educațional american, ca să înțelegeți ce s-a întâmplat, dar copy-paste, nu vreau nimic, altceva, care nu că e o nenorocire. Este pur și simplu inocularea tuturor dogmelor progresiste, care, atenție, pentru mine sunt o nenorocire, din toate punctele de vedere, în orice sistem, într-o școală românească care nu mai poate fi salvată niciodată după aceste legi. Niciodată, eu când spun niciodată, înseamnă niciodată. Adică vor exista, într-adevăr, cum erau și acum 100 de ani, vor exista 10 școli în România, 10, rețineți ce vă zic azi, 10 școli și 10 licee în toată țara în care se va mai face școala adevărată. De ce? Pentru că acolo se va face exclusiv datorită conducerii și a profesorilor. Păi da, nici aia nu sunt veșnici. Mai ies și aia la pensie. Da. Deci eu am spus ce va rămâne acum. Atât. Va rămâne exact ce vă spun eu. Și școlile private unde, nu în toate, se va face carte și nu se va lua în considerare și nu se vor lua, scuze, în considerare aceste legi pentru că ea sunt privat sau ceva. Adică respectă curiculum, vine inspecția, păi trebuie să respecte un set de criterii. Inspectoratul, nu vrei să spun că se rezolvă cu inspectoratul? Am o vagă bănuială. Auzi, apropo... Că știu că tu ești în concediu și mă scuz că te întrerup în concediu. Ai avut răbdarea să-ți arunci ochii măcar 5 minute pe vreun set de subiecte care s-au dat acum pe la BAC, pe la astea? Te întreb. Da, am citit ce s-a scris așa în mare. Da. Eu m-am uitat și pe la de română și pe la de, de matematică. Încerc să-mi măsor cuvintele că m-am săturat de dat amenzi la CNA și de dat explicații tuturor inepților din țara românească. Dana, dacă nu iei bacalaureatul la matematică, cel puțin au o zonă unde să spun am o vagă pricepere din tinerețe, la subiectele de acu, ești oligofren sau nu-ți dorești să-l iei? Deci ăsta este nivelul de subiecte. Draga mea... Păi da, ăsta este nivelul de pregătire. Clasa a patra spre a cincea, cu greu. Deci dacă ai rezolvat cunoștințele de clasa a patra sau a cincea, ți-ai rezolvat nota de trecere la bacalaureatul ăsta. Deci ăsta este... Fetițele mele nu au dat acest bacalaureat, au dat bacalaureatul internațional, asta este, pentru că asta trebuie, au ales să facă mai departe. Bravo lor și bravo ție care că poți este... treaba asta. Nu vă imaginați nivelul. Păi da. Ești la matematică, nu există un asemenea nivel, ești? Nu. Draga mea, operațiuni de aritmetică cu profesorii menși. Draga din România, într-adevăr, de matematică. Și mi-au spus, nu, că stai un nivel de, pur și simplu, de facultate. Statul român a dat la bacalaureat, la matematică, nu spun că-i vine, am zis doar așa, subiecte de aritmetică pură, aia, baza.
Pentru că ăsta e nivelul. La BAC, la 18 ani, la 19 ani. Și de gestionare la aprozar. A făcut-o unul dintre puțini intelectuali rămași în România, Mircea Platon, a făcut o observație fantastică și a spus că ați văzut că majoritatea copiilor care termină BAC-ul au 19-20 de ani. E foarte importantă această observație. Pentru că părinții își dau copiii la școală cât mai târziu. Da. De ce? Ca aceștia să poată concura cu ceilalți copii mai mici la note și la etc., să fie mai pregătiți. Doamne, totul este anormal. Totul s-a distrus. Păi tu ți-e să termină copilul la 19 ani jumătate de liceu, când el trebuie să fie în al doilea an de facultate. Înțelegeți? Este o observație fantastică. Este observația care definește distrugerea ultimelor două generații în această țară. De ce? Pentru că părintele și-a luat această libertate să se prezinte la clasa 0 sau cât începe la 7 ani. Ok? Că nu există acea limită. Da? Și copilul ajunge și termină liceul și are 20 de ani. Asta a permis acest liberalism generalizat care trebuie adoptat și în România. Sper să moară efectiv tot liberalismul din România la propriu. Pentru că asta nu înseamnă nici Partid Național Liberal și nici liberalism în general. Liberalismul de acum este o nenorocire imensă. Ți se pare că Partidul Național Liberal mai are vreo legătură cu noțiunea de liberalism așa cum e ea definit? Nu, sunt la fel de niște hashtag amețiți pe câmp. Deci, la noi... Bine, nu mai există oricum Partidul Național Liberal. La noi principalii... Adică Partidul Național este apendicul PSD și dacă nu rămâne acolo, să alege propriu. La noi principalii exponenți... Și știu asta. La noi... Vorba lui domnul Blaga, niște ospătări. Așa. Da. Apropo de domnul Blaga și de ISEI, toată conducerea Partidului Național Liberal a lucrat numai la stat. Ceea ce cred că spune foarte mult despre... Ei liberalii. Da, ei liberali, urmașii brătienilor, au fost angajați la da, stat. Da, urmașii brătienilor au lucrat numai la stat, numai pe banii noștri și ai bugetarilor și au ei idei despre cum să facem cu mediul privat. Exact. Și sar acum că, aoleu, că de ce le tăiem la corporații cașcavaletele, că scădem prețurile. Tăceți! Mi-e teamă că nu le tăiem, dar mă rog, eu... Păi dar nu le scad, păi să-ți explic eu. Nu e adevărat, scad toate prețurile. Păi și de ce? De ce? Pentru că au primit la schimb. Ei au primit la schimb pe facturile de curent. Punct. Gata, it's over. Am închis subiectul. Vor scădea prețurile. Pentru populație e bine. Pentru populație e bine. Sper să păi da, dacă vine factura de curent, demers. Nu mai e bine. Când păi vine nu, factura n-ai de curent. Zis. Ba da. Că păi scade la păpică și crește la curent. Nu. Statul le subvenționează da. Acestor mari retaileri cașcavaletele pentru curent, ca ei să scadă prețurile. Dar exact. Nu-ți imaginez că au sărit ăștia și s-au usat în șpagat. Nu mă interesează asta. Pentru populație este bine. De oricum, acord. Noi avem de unde să scădem la factura de curent, pentru că oricum a fost umflat artificial. Pentru că noi avem curent. Absolut. Nu mă, Virgil. Auzi, mai avem un minut. Ai un ecran pe care vezi transmisia asta sau nu? Te întreb. Da, cum să nu? Eu da? Te văd pe tine și la mijloc este un tractor. Hai să-ți arăt niște imagini absolut mișto de ieri. Hai, fraților, dați-mi imaginele. Mier care ține singur umbrela, ceea ce mie mi se pare la gradul de parvenire la care s-a ajuns în România un gest remarcabil în comparație cu înaltul ăla de nu suportă nici să țină haina pe el. Bine că nu și-a aruncat haina pe jos, în altul. Că poate și-a aruncat și haina, că și-a mai aruncat-o, mai știi? Știu. Când a căzut, nu mă știu, pe mașină, pe jos, aha. Nu țin minte, ceva, la aha. Început. Păi n-a știut, mă, la început, așa i s-a spus. A dat cu paltonul de mașină, da. Da, bă, președinții dau cu paltonul de mașină, mă. Crezi că le-a și pe ciola cu capul și începe să facă ca ăla, sau nu? Mă, nu cred. Știi ce se întâmplă? Eu îmi iau foarte multe găleți, bine, mă doare în fond. În partea dorsală, sau nu știu cum să ne amendează ce ne-au acum okay. 1000 de lei. E ok. Ei, e ok. Cât un bilet la nudis. 2000 de la CNA. Deci, eu l-am apărat
destul de mult pe Marcel Ciolacu în ultimii ani. Atenție. Deci nu era nici prim-ministru. 30 de secunde. Repede înainte. Eu cred că cu Ciolacu intrăm în Schengen, cu Ciolacu ieșim din mizerie și cred că Ciolacu, că așa s-a hotărât. Așa? O să facă într-adevăr ceva pentru oameni.